La nivel național, 13 județe au finalizat inventarierea terenurilor retrocedabile, printre care și județul Neamț. În cadrul Colegiului Prefectural susținut luni 6 aprilie, directorul executiv al Oficiului pentru Cadastru și Publicitate Imobiliară a prezentat detaliat această activitate. O temă, zic eu, foarte importantă este cea legată de finalizarea, conform legii 165/2013, a procesului de inventariere a terenurilor, ceea ce duce cu un pas mai înainte finalizarea proceselor de retrocedare a terenurilor conform legilor fondului funciar. În județul Neamț au fost inventariate terenuri ce constituie rezerva comisiilor locale de fond funciar, terenuri agricole aflate în proprietate publică și privată a statului, terenuri forestiere în proprietatea publică a statului, terenuri administrate de institute de cercetare, terenuri ocupate de islazuri și altele disponibile pentru restituire. Vă prezint câteva date statistice rezultate în urma inventarierii acestor terenuri în județul Neamț. Terenuri ce constituie rezerva comisiilor locale de fond funciar, 72.160 de hectare. Terenuri agricole aflate în proprietatea publică și privată a statului în administrarea autorităților și instituțiilor publice, 1.924 de hectare. Terenuri forestiere în proprietate publică a statului, 157.918 hectare. Terenuri administrate de institute și stațiuni de cercetare, 326 de hectare. Terenuri ocupate de izlazuri, 36.761 de hectare. Și alte terenuri disponibile pentru restituire, 869 de hectare. Totalul terenurilor inventariate din județul Neamț însumează aproximativ 270.000 de hectare, acestea fiind înregistrate într-o anexă centralizatoare și reprezentate grafic în format analogic și digital.